Exact. Domnul Toma, Adi, la proba practică de la Galați, a avut o problemă. Nu a putut să vină, nu s-a anunțat că nu se poate și urmează să dea acum pe 30 august, pe 30 luna aceasta, iulie o să meargă să dea proba practică. Nu se pune nicio, nu se face, dar nu e problemă să nu ia, mai ales că. Dar terminând școala, terminând licența A și m-am stat și m-am gândit, băi, le termin pe astea, trebuie să fac ceva, deci să ajung antrenor. Deci am pus întrebarea ca să înțeleagă și aș vrea și telespectatorii că poți, pot și ai argumentele ca și capitan și experiența care ai acumulat-o să devii și antrenorul acestei echipe. Pot să fac și față la futsal, pot să, din punctul meu de vedere, pot să aduc oameni de sport, oameni de fotbal pe lângă mine. Nu trebuie să fac o investiție extraordinar de mare cei care vor să facă. Ce ar alege Ila și Elvis dintre futsal și fotbal? Dacă stau să mă gândesc în perspectivă, perspectivă însemnând 3-4 ani sus, aș alege fotbalul de iarbă. Dar ce este la moment? Ai face o echipă, sincer, vorbesc din punct de vedere profesional acum și al performanței. Ai face echipă de antrenori pe banca tehnică posibilei noi echipe de la Focșani cu Adrian Toma? Dacă mi se propune, ar fi extraordinar, cred că... Doi antrenori tineri, doi colegi de generație, doi antrenori cu licența A, doi antrenori care vor să facă performanță. Și coleg, suntem de copii, ne cunoaștem, exact. Deci mi-aș dori enorm să ajung chiar lângă cred domnul... Cred că este una dintre variantele cele mai bune pentru fotbalul. Sper să vadă și oamenii care ar trebui să vadă emisiunea. Sponsorii să vadă emisiunea. Păi de-aia fac emisiunea asta, ca să te vadă. Da. Iulian, și... hai că te vezi și tu într-o zi. Da. Și aș face cu domnul Toma, aș face, chiar aș vrea să fac cu un cuplu. Este un sentiment extraordinar de important în sufletul tău, în cariera ta, în viața ta. Cred că indiferent ce ar fi, că ar fi futsal, că ar fi fotbal, știți de ce îți vei da toată silința. Da. Pentru că... Știți de ce am spus pe termen lung? E fotbalul de sală încă la noi în România n-a prins. Așa cum am prins în alte țări. În alte țări. Spania, Italia, Brazilia, care de acolo e fotbalul inventat, futsalul ăsta. Dar la noi în țară încă n-a prins. Și pentru noi, pentru Vrancea, o echipă în Liga 1 cu asemenea performanțe, o finală de Cupa României, exact, jucată, mereu terminând în primele 5-6 din 12 echipe la e jumătatea. O performanță. Pentru că suntem un club mic. Față nu suntem de celelalte care investesc și au jucători Târgu Mureș, Chiajna, bineînțeles, Târgu Mureș la un moment dat jucau cu, aveau 12 jucători la futsal, dintre care 11 erau străini și brazilieni și portughezi și nu știam. Și... Elvis, în acest context, aș vrea să spun o întrebare vis-a-vis de perspective de viitor. Tot ai spus de un termen lung și e normal, pentru că întotdeauna totul se construiește cu răbdare, mai ales în sport și mai ales în fotbal. După părerea ta, sunt șanse ca fotbalul de iarbă din Focșani, într-o estimare a ta, să spunem, de câți ani o să crezi tu, ar putea promova în Liga a doua? Și a doua întrebare, componentă a aceleași întrebări, are futsalul de asemenea un viitor în Liga 1 sau... Nu. Deci, mă refer la fotbalul de iarbă. Poate urca? Futsalul poate rămâne? Încep cu futsalul. Da. Da. Poate să rămână liniștit în Liga 1. Mă refer la fondul de jucători, mă refer la... Problema mare asta este. Acum, astăzi dimineața am avut antrenament. Din 12 am fost doar 9. N-a venit Vali Toader, n-a venit Borș, care sunt plecați cu echipa mare la... În cantonament la Gălăciuc. Și Marian Ungureanu, care avea o problemă de familie. Da, personal cred că echipa asta de futsal ar putea rămâne în Liga 1, ar putea juca liniștit în Liga 1, cu 2, 3, 4 mici transferuri cu niște copii tineri, din punctul meu de vedere, pentru că eu personal anul ăsta și s-a terminat. Pregătim un meci de adio la de futsal. Adio, da. Așa. Marian Ungureanu la fel. Din păcate, Săraru a renunțat la futsal, s-a mutat la Constanța, a plecat cu familia la Constanța. Deci, ușor, ușor, mulți dintre noi ajungem la o vârstă, dar vrem să vedem ce vine de jos. Asta este întrebarea mea, în perspectivă. Nu-mi dă voie să mă las.
Că dacă mi-ar da unul, ar fi mai bun ca mine, spun, da, frate. Da, ești, domnule, mai bun, ești mai bun, rămân antrenor, poftim, joacă tu. Dar dacă tu nu-mi dai un pic de motivație, ai, mamă, a venit ăsta, vrea, nu se poate. Cu un pic de motivație, cu un pic de, cu un sponsor care să mai facă o primă de joc, să aibă ambiții. Să fie niște condiții normale. Normale. Nici prea mari, nici prea mici. Normale. Normale, da. Iar la fotbalul de iarbă, când are șansă Focșeanu? Eu te întreb și nu că te-am lăudat, pentru că titlul de cel mai bun antrenor al anului 2011 de copii juniori este munca ta și este efortul tău și valoarea ta. Te întreb pentru că ai această viziune de perspectivă, ești un antrenor tânăr. Eu dacă văd lucrurile în acest moment, le văd dintr-un alt punct de vedere, având 20 de ani în spate de frământări ale fotbalului vrâncean. Dar tocmai vezi lucrurile cu totul altfel. Sincer, acum are șanse Focșeanu să promoveze în Liga a doua? Și cam câți ani îi dai pentru treaba asta? Dacă autoritățile care trebuie să vină alături de clar, fotbal, primăria, Consiliul Local Focșeanu, care trebuie să vină alături de fotbal, dacă se implică, în 2 ani de zile ar trebui să fie în Liga 2. Pentru că avem un stadion și stadion, ca și gazon mă refer, că mai suprafața sunt mici, de joc. Suprafața ca de și joc. Stadion ca și stadion e un pic mai lăsat așa, să nu... Nici, e poarta aia de metal făcută de Rom Serhă, de ISH, ani, ani. Dar stă mereu închisă. Da. Dacă ar vrea și se poate să facă la Focșani așa ceva, echipa ar putea juca liniștit în Liga a doua. Liniștit. Fotbaliști sunt la Focșani, pepiniera de la Focșani, prin CSM Focșani, prin clubul dumneavoastră Juventus, prin celelalte care mai sunt Știința, Covaș, da, Pro Sport, toate cluburile. Sigur, dacă nu de la Focșani, de la alt club, poate să iasă un copil, să ajungă la echipa mare. Exact. Dar problema este, băi, ajută-i pe copiii ăștia mici să ajungă sus și să aibă unde să stea sus. Ajung la întrebarea care vreau să ți-o spun, Elvis. Deci tu ai dat Focșani lui 2 ani. Apropo, să fac o paranteză aici, stimați, îmi place ideea asta. Acum mi-a vedea poarta asta de metal de la intrarea în stadion. Este foarte grea. Foarte grea. Fier din ăla puternic. Trebuie să o dăm jos ca să putem intra în Liga a doua. Valorifica greutatea acestei porți la remat, e fac reclamă, la o firmă din asta, s-ar putea face o poartă, un grilaj foarte frumoasă. Adică am schimbat ceva. Ai schimbat fața stadionului. Mai trebuie să mai și vrem, că de putut s-ar putea. Elvis, ai zis de acest pas pe care îl face un copil. Ajungem la viitorul Constanța. Ai văzut o repriză, am văzut și eu meciul respectiv. Chiar am fost curios să-l văd, pentru că trebuia să-l văd. O generație formată de, să spunem, că mai sunt academii. De academia cea mai pentru că poartă numele celui mai mare jucător român în acest moment, Gheorghe Hagi. Iar proiectul lui nu este chiar unul întâmplător, pentru că poate fi și un proiect din punct de vedere material foarte interesant, mă refer pe faptul că el poate impresaria direct prin școala lui. Dar această generație pe care o are Gheorghe Hagi acum, cu excepția portarului, văd că se spune că e mai în vârstă, Dică nu a jucat în meciul cu Brașovul. Da, dar oricum... Aici prietenul tău, Buga, a dat un gol, care cred că ți-a plăcut. M-am gândit la tine pe la marca. Dică acum a terminat cu noi școala de antrenori, cum și Claudiu Niculescu, cu mine. Probabil și cu... va rămâne în academie. Da, o să rămână acolo, sigur. Da. Chiar vorbeam cu el la ultima, la examenul final, și am spus, cum e? Eu sunt mulțumit. Și nu l-am întrebat de bani, că n-avea rost să-l întreb de bani. Dar îi spun, cum e acolo? Că ai fost la echipe mari, Steaua, care așa, exact. Cum e acolo? Am văzut e mai bine ca... Nu e mai bine. Dar încearcă să se ajungă la ce face Steaua, ce face... 3 săptămâni să-și termină stadionul de la Ovidiu. Vă dați seama, investiția... Deci va juca... Da, nu mai 3 etape o să joace la Galați. La Galați. Bun, a condus Brașovul prin golul extraordinar de la lui Buga, 1-0, au mai condus din nou 2-1. 2-1. Viitorul a egalat de fiecare dată. A terminat 2-2. 2-2. 2-2 cu FC Brașov, atenție, la debut. Pe un teren, de fapt, a jucat ca și cum a jucat în deplasare. În deplasare, corect. Că nu poate spune că a jucat pe teren propriu. Corect. Acești copii au avut o șansă datorită lui Hagi. Corect. Unde se mai acordă aceste șanse în România? Că noi importăm jucători pe bandă rulantă. Nu. Acum auzeam că la Gaz Metan l-a mai lăsit Maponu, care seamăna foarte mult cu cel care a fost înainte. Alt stranier. Când vom da și noi șansă copiilor noștri? Eu, din câte știu, singurii care mai
încearcă să ajungă prin propriile lor forțe să ducă copiii la echipă mare, la echipa mare e clubul cei de la Cluj care au o pepinieră CFR-ul, da, care au o pepinieră foarte bună și au un club bine structurat. Bine structurat și Târgu Mureșu. Dar de fapt zona aceea de sus, Ardealul ăsta, Ardealul. Au altfel de logi, nu știu cum să spun. Nu logic, cele mai tari turnee de da, copii sunt de la acolo. Nu ăsta de la Brașov, ăsta de la Târgu Mureș. Zalău. La fel, care sunt turnee mari. Vin în partea asta, mă duc la București, la turnee. Frumos, dar nu disciplină. Nu disciplină, tot ca... Disciplină fotbalistică. Fotbalistică, da. Tot cu... Ai spus de emulații de când a venit domnul Petre Amvestiar și jucați cu, erați copii de mingi, perioada care am prins-o și eu și mi-o aduc cu mare plăcere aminte când cu Cristi Zegheanu, Cristi Dragu, Argeșianu, Burcăreață, Savin Popescu, Portari, Savin Dănuț, Vutcărău, Grosu, o generație frumoasă, Relu Miron... Ai zis tu că să, pe cine uităm să nu se supere pe noi, că dacă i-am uitat, tot îi iubim. Și a venit domnul Petre și a spus, tu intri copil de mingi, tu, restul în tribună. Da. Ca să te duci să fii copil de mingi acolo, că joacă echipa mare cu, dă-mi un exemplu acum repede, cu Farul Constanța, da, nu? Da, Farul. Meciuri cu Farul, cu Liga a doua. Era stadionul plin, copacii plini. Cu fecea, blocul turn plin, cu fecea, toată lumea era pe blocuri. Blocul turn, da, 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 un copac cu care era... Și la pauză să joci 5 minute, dar ești acolo, ești în mijlocul unui oraș care trăiește pentru fotbal. La Focșani, de câțiva ani, nu se mai trăiește mult de pentru 50 fotbal. De persoane... Poate sunt meciuri de Liga a 4-a unde sunt mai mulți spectatori decât la echipa mare. Da, da. De ce s-a ajuns sau ce trebuie făcut, Elvis, ca acești copii pe care îi antrenezi să trăiască și clipele care le-ai trăit în primul tu, rând, sau noi? În primul rând, nu mă refer la echipă, ca și antrenori și copii. Mă refer la autorități. Ei, autoritățile, persoanele respective care sunt abilitate să facă ceva cu echipa asta, dacă ei vor, se poate face fotbal la Focșani. Dacă persoanele implicate în fenomen nu vrea să se facă fotbal, nu se face. Și tot așa vom sta în Liga a treia, să ne zbatem la retrogradare, să... De ce Chiajna? Mă uitam la televizor, Liga 1, de ce Severinul, de ce multe alte echipe reușesc? Chiajna a avut echipă de futsal în Liga 1 și a avut numai străini. Vă spun sincer, numai străini. Chiajna e o localitate, și o localitate nu cred care că poate să fie comparat cu Focșani. Normal. Nu cred. Sunt oameni... Oamenii vor. Sunt oameni, da, și la Focșani. Și în Vrancea sunt oameni care vor. Dar nu știu cum să facă și cum să ajungă să dea un ban. Rolul determinant al autorităților poate să fie decisiv. Elvis, mai avem 2 minute. Iulian Sandu, colegul meu, mi-a arătat acest lucru. Suntem în o repriză în această emisiune de 45 minute, dar vă promit, doamnelor, domnișorilor și domnilor, că îl vom mai avea invitat pe Ila și Elvis, pentru că avem ce să vorbim. O carieră frumoasă, un moment culminant al tău acum, Liga. Părerea mea este că anul 2012 pentru Ila și Elvis, din punct de vedere a carierei de antrenor, pentru că la jucători ne gândim la meciul de adio de la futsal, și la iarbă ar trebui să, de asemenea, să te gândești la organizarea unei partide. Eu cred că actualii sunt jucători mai mulți, îți vor da concursul. Sunt mai mulți care ar trebui să facă lucrul ăsta, nu mai eu. Nu, dar printre ei. Acum nu discutăm de alții, noi discutăm de tine. Aș putea să chem și pe alții să facem cu echipa actuală, cu Focșanului. Ce și-ar dori totuși cel mai mult și cel mai mult și cel mai mult și cel mai mult Ila și Elvis, ca să se întâmple în următoarele 2-3 săptămâni, o lună, până la începerea campionatului de Liga a 3-a, să spun, sau de futsal, pentru fotbalul focșenean, pentru viitorul lui, pentru actualii jucători, copii, juniori și seniori. Ce ți-ai dorit tu cel mai mult să se întâmple? În primul rând, aș vrea pentru Focșani să vedem o stabilitate în fotbalul vrâncean. Stabilitate în sensul, băi, vin la stadion. Să existe un buget. Buget, am banii, mă duc la sfârșitul lunii. Câți bani iau? Câți mulți, câți puțini? Ăia iau, dar să fiu sigur că iau. Nu să stea jucătorul, domnule, n-am bani, domnul, da, nu știu ce.